Apocalipsa, capitolul 19, versetele 1 și 2. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Aleluia este un cuvânt minunat, ce înseamnă slăvit să fie Dumnezeu. Acesta apare numai de 4 ori în Noul Testament și toate cele 4 apariții sunt în Apocalipsa 19, versetele de la 1 la 6. Este interesant de notat faptul că prima oară când apare acest cuvânt Aleluia în Noul Testament este când Babilonul, curva, a fost judecată și noi ar trebui să strigăm Aleluia pentru acest lucru, dar ca carismaticii care încă sunt în Babilon, e posibil să nu fie în stare să spună Aleluia, pentru că vraja magică a Babilonului i-a înșelat. O altă traducere a acestui verset spune că Babilonul era acela care a otrăvit pământul cu imoralitatea lui. Numai câteva picături de otravă sunt necesare pentru a face un pahar cu lapte ucigător. În acest mod a corupt Babilonul credința creștină, prin amestecul otrăvii tradițiilor omului cu adevărul. Dumnezeu își răzbună sângele servilor dedicați lui din mâna ei. Versetul 3. Și au zis a doua oară, Aleluia, fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Ei au strigat a doua oară Aleluia din același motiv. Este o bucurie înspăimântătoare în cer când curva este judecată. Este bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Luca 15:10. Noi putem înțelege lucrul acesta. Este bucurie în cer când un credincios îl biruiește pe Satana. Apocalipsa 12, versetele 11 și 12. Noi putem înțelege și acest lucru. Dar cum reacționăm când cuvântul spune bucură-te de ea cerule, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Apocalipsa 18:20. Putem noi înțelege această bucurie? Dacă răspunsul este nu, este din cauză că noi nu am înțeles căile lui Dumnezeu. Satana a ascuns judecata lui Dumnezeu asupra Babilonului de majoritatea oamenilor. Dar noi trebuie să vedem în mod clar că există bucurie în cer când Babilonul va fi dat pe față, când vrăjitoria și înșelăciunea lui sunt manifestate pentru ca toți să vadă și când în final va fi o judecată pentru totdeauna. Astăzi noi trebuie să anticipăm acea bucurie și să spunem Aleluia, slăvit fie Domnul, că într-o zi acest sistem corupt va fi judecat. Acest sistem care păcălește oamenii și dezonorează numele lui Hristos, care nu are niciun interes în a călca pe urmele pașilor lui Isus sau în a-și lua crucea, ci este doar interesat în a se simți bine în această lume, în a deveni mare sau în a face bani pe seama creștinismului. Slăvit să fie Domnul, că toate aceste nonsensuri care se întâmplă în numele Tău, rochi extravagante și cruciulițe și coroane de aur și ospețele și festivalurile vor fi distruse în curând. Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Acesta este Duhul Cerului și trebuie să avem ceva din acest Duh în noi chiar acum. Versetul 4. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie și au zis, Amin, Aleluia! Cel de-al treilea Aleluia este spus din nou pentru același motiv. Trei de Aleluia, doar pentru că curva este judecată. Este ca și cum am striga trei ovații pentru că Babilonul a fost distrus. Versetele de la 5 la 7. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit.
A patra oară când strigă ei Aleluia și se bucură în cer, este momentul când miriasa lui Hristos s-a pregătit pentru nunta ei. Pentru că Domnul Dumnezeu atotputernic împărățește, El a făcut ca toate persecuțiile și opozițiile pe care le-a avut de înfruntat miriasa pe pământ să lucreze spre binele ei și să o pregătească pentru ziua nunții ei. Observați că nu spune că Domnul a pregătit miriasa, nu, se spune că soția lui s-a pregătit. Noi trebuie să ne pregătim pentru venirea Domnului. Mulți credincioși știu că dacă noi mergem în lumină, așa cum Dumnezeu este în lumină, sângele lui Hristos ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Dar aceasta este numai o față a adevărului. Cealaltă față a adevărului este că și noi trebuie să ne curățăm. Luați în considerare aceste trei versete pentru această conexiune. Primul verset, 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejdea aceasta în el se curăță, după cum el este curat. Versetul anterior vorbește despre devenirea noastră ca și Hristos când el se va întoarce. Dar care este singurul semn al acelora care au speranța revenirii lui Hristos în inimile lor? Ei se curăță constant. Și când se opresc? Numai atunci când sunt la fel de curați ca și Hristos. Astfel, noi putem spune pe baza Scripturii că toți aceia care nu au speranța revenirii lui Iisus a doua oară pot fi identificați prin acest fapt, că ei nu se curăță în viața de zi cu zi până la standardul de curăție a lui Hristos. Al doilea verset, 2 Corinteni 7:1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Promisiunile la care se face referire aici sunt cele găsite în versetele dinainte acestuia, 2 Corinteni capitolul 6, versetele de la 14 la 18, care sunt asemănătoare cu îndemnul din Apocalipsa 18:4, ieșiți din mijlocul ei, oamenii mei. Aici citim, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Condiția pentru ca aceste promisiuni să fie îndeplinite este ca noi să ne curățăm. De ce lucruri trebuie să ne curățăm? De toată murdăria cărnii și a Duhului. Prin aceasta se pregătește miriasa lui Hristos. Așa că acum este evident că nu toți credincioșii pot afirma că sunt partea miresei lui Hristos, pentru că majoritatea acestora nu au cel mai mic interes să se curețe. Al treilea verset, 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 20 la 21. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, aceștia sunt biruitorii, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Noi toți începem ca vase dezonorante, convertite, dar nu ca și Hristos, dar aici ni se spune că ne putem curăța și deveni vase de aur onorabile, sfințite, despărțiți de păcat, care sunt folositoare stăpânului pentru orice lucrare bună pe care el o are în minte pentru noi. Totul depinde de cât de serios luăm chemarea de a ne curăța. În acest mod se pregătește miriasa. Amin.